Bine v-am găsit, bine vă văd. Sunt aici în seara asta să-l onorez pe actorul, prezentatorul, politicianul, antreprenorul, omul, femeia, legenda TV, monstru sacru, din păcate nu și macru, Florin Călinescu. A, macru e... Nu-l cunosc personal, din păcate, dar am crescut cu el, probabil de-aia arăt așa. Și, băi, stați un pic, că nu vine să cred. Efectiv, de 3 ani, mă rog, de producătorii de la Umor să-mi dea și mie ocazia să fac rost unei personalități adevărate, unui om, nu știu, pe care să-l respect, care să n-aibă nevoie de demonstra nimic. Și mi-au zis, ok, dar hai să vedem mai întâi cum te descurci cu Călinescu și dacă el aduce și pătucă după aia. La începuturi, când intram în platou, era anunțat cu Florin Călinescu. După care a început să fie anunțat Florin Călinescu, ca să aibă timp să intre mai întâi toată burta în ecran. Ți-a plăcut asta? Nu. Dar n-aveam burtă atunci când era Florin Călinescu. Iertați-mă. Merge, hai. Bun. Și mai demult, pe vremea când era puști, se antrena să devină fotbalist, dar o lovitură severă la genunchi l-a făcut să treacă la teatru. O lovitură de teatru, dacă îmi permiteți. Deși, sincer, n-a făcut niciodată mai mult teatru decât fotbaliștii care simulează acum. O luăm cronologic acum. În 1981 primește primul său rol într-un film, în serialul Lumini și Umbre. Vă zic sincer, am văzut primul episod și pot să spun cu mâna pe inimă că a fost al doilea cel mai mare dezastru al acelui an, pentru că tot în 1981 m-am născut și eu. Bă, mai dăm și mine. La începutul anilor 90, Florin Călinescu debuta ca prezentator radiofonic cu o emisiune care prevestea într-un fel viața sentimentală a lui Mihai Bendeac, Duminicile celor singuri. Vă mulțumesc. Dar mă rog, conform audienților inițiale, cei care erau singuri în duminicile alea erau domnul Călinescu și portarul postului de radio. Bun. Asta e gratuită. În anul... și culmea mi-au și bani. Întotdeauna am plecat eu din emisiuni și din televiziuni. În anul 1996 debutează ca om de televiziune la ProTV cu emisiunea Ora 7, Bună dimineața. Ca să fie sigur că se uită cineva la ora aia, mituia telespectatorii cu premii în bani. Asta țin minte personal. N-am câștigat niciodată, din păcate. Dar aici e partea mea preferată. În 1997 începe emisiunea Chestiunea Zilei, care scrie istorie și marchează apogeul carierei lui. Din punctul meu de vedere, un late night care nu se mai poate repeta. Pentru acum, când se face late night, Florin Călinescu e deja de mult în pat, trage în capot. Adică doar travestit sau... Ajungem și acolo. În 1998 devenea nașul de cununie al Loredanei Groza. Știu că s-a zvonit în presă, presa mănâncă foarte mult că ar fi avut o relație cu Loredana, dar vă zic sincer că nu a făcut niciodată ziga-zaga. Știu din surse sigure că nu i-a văzut niciodată Agurida. Frumos joc de cuvinte. Florin Călinescu revenea în 2003 la ProTV, sper că nu mă înșel, unde prezenta procesul etapei, deși mi era neclar ce căuta acolo. La propriu se vedea neclar, pentru că încă nu ieșise fumul de țigară lăsat de Ovidiu Ianițoaia. Hai, ce frumos! Bun, în 2005, sper că nu încurc data, Florin Călinescu joacă în filmul Băieți buni. Nu neapărat la actorie, dar oricum Băieți buni. Și tot cam pe atunci deschide restaurantul Taverna la Călinescu. Felicitări pentru nume, apropo, mișto, neașteptat, creativ. Bă, nu râdeți. Chiar sunt convins că a fost un proces laborios de creație în spatele numelui. Știu, putea să-i spuneți oricum, teatru foarte mici, chestiunea meniu zilei, un actor prăjit. Excepțional. 2012, an reprezentativ, pentru că în 2012 a adus personajul supercomic Tanti Florica, demonstrând lumii că din când în când e ok să te îmbraci ca o femeie. Delia, poate învățăm și noi ceva din asta. Ca să nu mai arăți ca un NFT. Oricum, e clar că a creat-o pe Tanti Florica, doar că să mai intre și dumnealui într-o femeie. Merge. Ce rău. Am auzit că a avut și știu că a avut mare succes la femei și chiar cred asta pentru că pe vremea aia se măsura foarte riguros audiența TV în mediul rural.
Mamă, mamă, mamă. Florin Călinescu a fost mereu un exemplu de conduită în relația cu femeile. Ca dovadă, nu a primit nici măcar o reclamație în timpul mișcării #MeToo. Unul la mână, pentru că femeile pe care le-a salutat colegial sunt prea bătrâne să găsească hashtag-ul pe tastatură. Doi la mână, la vârsta lor, ele zic diez #MeToo. Băi, nu zic că domnul Călinescu e ușor prea pasionat de femei, dar să spunem că Florin Călinescu se comportă și în viața de zi cu zi ca la teatru. Vrea să fie în toate piesele. Deși suspectez că de la o vârstă încolo singura șansă la romantism mai sunt mânuțele astea două. Să-l împendeac. Bun, dacă nu făcuse destul alegeri ușor dubioase în trecut, în 2019, sper că nu mă înșel, este ales președintele Partidului Verde. Și Partidul Verde mi se pare genul de partid cu care ar vota Chielu, pentru că e tare. Altfel, recunosc că are sens să fii președintele unui partid care sună ca un aprozar bio pentru hipster de stânga, pentru că domnul Călinescu are și un fel de mini-fermă. Mă rog, nu e chiar fermă, e o gospodărie unde are 5 porci și alte câteva vietăți pe care le crește pentru carne. Și am să încerc... Și am să... Jur, nu e glumă. Și am să încerc o glumă acum a la maestru Călinescu. Mi-am făcut fermă ca să consum ce le doresc doamnelor și domnișoarelor să consume. Carne crescută de mine. În 2021 a plecat fulminant de la România Au Talent și de la ProTV. Plecarea lui a lăsat un loc greu de umplut, dar care a fost umplut până a dat afară de bobonete. La momentul respectiv, Florin Călinescu a declarat că este foarte bun prieten cu Adrian Sârbu și chiar cred asta, pentru că dacă n-ar fi ținut la Florin Călinescu, Sârbu l-ar fi chemat la noua lui televiziune Alef TV. Știți cum mi se pare mie că e treaba cu Alef TV? E ca la restaurant, domn Călinescu. Când vine ospătarul și zice, avem mici astăzi, dar mai bine faceți altceva. Tot vorbind de mici, a făcut și un restaurant în Herăstrău, în care a băgat o grămadă de bani. Echipa creativă a muncit mai mult la nume data asta. Restaurantul se cheamă La Teatru la Călinescu. Respect din nou pentru efortul creativ. Dar la fel ca Teatrul Românesc s-a dus pe... Acum de curând, în 2021, Florin Călinescu a demarat cu surle și trâmbițe un show la Prima TV. Cum se chema? Florin Călinescu Show. Din nou, un nume... Băi, intrigant, neașteptat. Deci vă zic, omul ăsta e un creier la treburile astea. Dar, mă rog, la început a mers bine emisiunea, dar brusc audiența a scăzut la jumătate, de când nu s-a mai uitat maică-mea. Acum, în zilele noastre, Florin Călinescu, citez, se reinventează, a declarat chiar că televiziunea e moartă și că se mută pe social media. Mă mir, pentru că ultima dată când a fost întrebat dacă vrea TikTok, a răspuns, de ce, îmi pute gura? În 2022, Florin Călinescu a fost invitat să facă parte din Jurul la Umor, unde a fost roastuit de mai mulți oameni, printre care și Dan Frânculescu. Replica la roast a maestrului a fost, cine e Dan Frânculescu? Și înțeleg. Și la final vreau să vă spun că, efectiv, îl admir pe Florin Călinescu pentru tăria cu care a reușit să treacă peste multe perioade tragice, printre care una care putea să-l marcheze pe viață, a petrecut un an la Tele7 ABC. Domn Călinescu, chiar mersi pentru tot! Absolut extraordinar! Absolut extraordinar! Dacă nu chiar cel mai bun om din țara asta care face așa ceva. Știe să joace foarte bine cuvintele, e un băiat foarte inteligent și e dement. Are acea rotiță lipsă care îl ajută să creeze numere impresionante de umor. Cum te-ai simțit? Băi, e complicat, adică... E greu. Doamne, vezi pe Călinescu în față. Serios, tu ai emoții? Stai ca și toți ani, un pic, da, mai ales la Florin Călinescu. Aia, chestiunea zilei era o chestie de te uitai și a doua zi comenta toată lumea. Toată lumea, mă, era extraordinar. Dar era mișto, adică noi vorbeam la școală, în dragi de chestiunea zilei, da, la liceu pe vremea, da. Frânculescu este unul dintre marile descoperiri ai umor și ne raportăm la toate sezoanele. Unul dintre cei mai buni oameni de umor din această țară. Sunt sigur că nu e ceva temporar, pentru că el chiar știe ce face.